Bună ziua și bine ați revenit la Biblioteca Municipală. Manifestarea de astăzi stă sub semnul de Lansare de Carte. O carte al cărei autor este scriitorul Daniel Corbu. Îi spunem bun venit la Roma. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o să vă spun câteva din conotațiile zilei de 9 noiembrie. Este ziua în care s-a născut în Altea Sfințitului Eftimie Luca, arhiepiscopul Romanului și Vacăului. Este ziua în care s-a născut scriitorul maghiar Imre Kertész, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2002. Ziua în care s-a născut scriitorul rus Ivan Turgenev. Este ziua în care a murit scriitorul Apoliner și tot astăzi sărbătorim Ziua Internațională de Luptă împotriva rasismului și a antisemitismului. Acum o să vă spun câteva repere din biografia autorului, domnul Daniel Corbu, născut 7 aprilie 1953, la Mător Neamț, a urmat cursurile Liceului Teoretic din Rosno. Este licențiat la Universității București, Facultatea de Limba și Literatură Română, secția română-franceză. A debutat în anul 1979 în România Literară. Tot în această perioadă a publicat poeme în revistele literare Tribuna, Amfiteatru, Cronica, Luceafărul și Ateneul. Începând cu anul 1984, inițiază și organizează colocviile naționale de poezie de la Târgu Neamț. Din anul 1990 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. A fost inspector cultural la Inspectoratul pentru Cultura a Județului Neamț. Este fondator al casei de Panteon și al revistei literare cu același nume. Este inițiatorul și organizatorul al 10 ediții ale manifestării Serile de Poezie de la Mător Neamț. Din anul 1998 s-a stabilit la Iași ca muzeograf, apoi director adjunct și director al Muzeului Literaturii Române din Iași. În anul 2004 este director fondator al revistei de experiment literar Feedback și organizează, început cu anul 2006, Festivalul Internațional de Neo-Avancardă, iar din anul 2009, Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, ajuns la cea de-a noua ediție. Ca editor a inițiat 8 colecții de importanță națională în cadrul editurii Princeps Multimedia Iași, între care o să vă spun doar câteva, Biblioteca Ion Creangă, Galaxii Lirice, Ediții Critice, Scriitori din Amintirile Contemporanilor și altele. Este prezent în diverse antologii de poezie din țară și din străinătate, precum și în reviste literare din Franța, Belgia, Iugoslavia, Italia, Germania, Slovacia, China, Statele Unite, Rusia. A publicat, dacă am numărat eu bine, până acum, 18 volume de poezie, 6 volume de eseuri, 4 volume în proză, la care se adaugă 8 volume de traducere. Pentru toate acestea a fost recompensat cu numeroase premii și distinții. O să vă spun doar câteva. Premiul unui scriitor din România pentru cea mai bună carte a anului, anul 1993, Documentele Haosului. Marele premiu Nichita Stănescu, anul 2009. Premiul Vasile Povor pentru întreaga activitate literară decernat de Primăria Iași. Premiul unui scriitorilor de Iași pentru rostire postmodernă, premiul pentru poezie conferit de Academia Romană în anul 2011, ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, decernat de Președinția României în anul 2004. Dintre considerațiile critice pe care le-am întâlnit, o să vă spun tot doar câteva din ele, ale academicianului Mihai Cimpoi, care îl numește pe Daniel Corbu liderul generației de poeți optimeciști, sau criticul literar Teodor Codreanu, care consideră pe Daniel Corbu unul dintre bacovienii generației 80, iar Cezar Ivănescu, în Luceafărul din 1982, spune, citez,
poet impecabil, născut iar nu făcut, venit din zona mitică a Moldovei, constructor de metaforă epatantă și parabolă șocantă, cu încredere în puterea magică a poeziei pe care o au doar cei aleși, Daniel Corbu atacă temele mari cu o uimitoare forță a tragismului, care îi personalizează și conferă originalitate, am încheiat citatul. Romanul pe care îl lansăm astăzi, Januvia, scris în mare parte în satul, în casa din satul natal, a obținut recent premiul Târgului de Toamnă al Cărții din Iași, Livrele Recoltei Editoriale. Pentru a recenza această ultimă, cea mai recentă apariție a domnului Daniel Corbu, am invitat astăzi alături de noi, oaspeți de seamă, domnul profesor dr. Lucian Strochi. Secția de critică, domnul Emilian Marcu, membru al Consiliului Editorilor, emoțiile mele sunt modificate pentru că și domnul Lucian Stroi și domnul Emilian Marcu sunt doi foști bibliotecari, doi foști colegi, dacă este permis să spun așa. Este alături de noi și domnul Dan Dimitriu, pentru că așa cum ați obișnuit, probabil, în colaborare cu societatea culturală Lepsidra. Pentru început, o să-i dau cuvântul domnului profesor dr. Lucian Strochi să ne spună câteva cuvinte despre cartea pe care astăzi o lansăm. Vă rog, domnule profesor. Ținând cont de fragilitatea domnișoarei directoare a bibliotecii, probabil că mi-a dat mie pentru început cuvântul, pentru că am mai mult aura de spărgător de gheață și nu, cred că... Dar poate că ordinea este cea corectă, știu pe Daniel, nu din frate de pruncie, dar oricum de la începuturile sale poetice, este un poet cu totul remarcabil, aș spune, dincolo de ce spunea Cezar Ivănescu, că cultivă oximoronul, care mi se pare cea mai dificilă, dar și cea mai nobilă dintre figurile de stil. Cărțile sale sunt întotdeauna incitante, spun totul și nu spun nimic, așa cum se întâmplă cu orice carte mare. Fie că e vorba de documentele Haosului sau Preludii pentru trompetă și patru pereți, sau plimbare prin flăcări și așa mai departe. Daniel începe să însemne ceva în cultura românească, după părerea mea, la doar un an după terminarea facultății, mai exact în 1984, când, inspirat, inaugurează colegiile de poezie de la Târgu Neamț, ceea ce avea să fie peste timp școala de poezie de la Neamț și care a agrupat câțiva poezi importanți, toți membrii ai Uniunii, toți rămași în istoria literaturii. Ce au însemnat aceste colegii? O defilare a tot ce însemna generația 80 și nu mai. Sunt poeți care nu au ieșit în public decât în cadrul acestor manifestări. Mă gândesc la Elena Ștepoi, mă gândesc la acum foarte activul Florin Iaru, pe atunci un foarte timid poet. Dar colegiile au beneficiat de doi piloni, după părerea mea foarte importanți, doi critici literari de cerție. Mă gândesc la fostul președinte al Uniunii Scriitorilor din România, regretatul Laurențiu Urici și la fel de regretatul Marin Nicu, atât poet cât și critic, traducător, rector al Universității din Constanța,
un mare spirit, un italianist de marcă. Acolo s-au format, propriu-zis, poeții. A existat la un moment dat chiar un concurs de poezii între poeți, un concurs ad hoc, în care concurau, iată, câteva nume, Nikita Danilov sau Matei Vișnieri sau Lucian Vasiliu de la Iad, ca să spunem așa. Deci, colegii care l-au determinat pe un istoric și critic literar de Italia lui Ion Rotaru să vorbească de școala de poezie de la Neamț. Un amănunt important a fost venirea lui Daniel la Teatra Neamț, unde, spuneam personal, sunt legat de două evenimente. De debutul meu în poezie s-a produs cu volumul Cuvânt cu Cuvânt, pe care l-am scos în condiții eroice la nou înființată editură, casa de editură Panteon, și datorită ei am și devenit membru al Uniunii, fără voia mea, pentru că am fost ales. Așa m-am trezit pe o listă care a fost publicată în România Literară. Dar era cartea care lipsea. Dar poate cel mai important lucru este o operă interesantă și astăzi, și anume o monografie a județului Neamț, pe care el a editat-o. Eu am fost coordonatorul general, iar Dumitraia, Dumnezeu să-l ierte, Gheorghe Dumitraia a fost coordonatorul general. La ea au mai colaborat câțiva scriitori din Neamț. Ei bine, acea carte rămâne valabilă și astăzi. A fost prima monografie după 89 și chiar a șocat prin faptul că noi am publicat, de pildă, și lista consilierilor, a primarilor și așa mai departe. Venind după cultul lui Ceaușescu, care interzicea aproape orice nume, acest lucru părea un gest de curaj. Tot atunci s-a vorbit de scriitori, unii dispăruți, alții care au confirmat. Era foarte caldă acea monografie, cuprindea absolut tot ce s-a scris la un moment dat. Fie că avea o carte, două, mă gândesc la Laurențiu Tărniceru, la Luminița Orbacek sau Urbacek. Deci, părți care nu cred că au rămas, dar erau prezenți în această monografie. După aceea, Daniel a plecat la Iași și și-a găsit cu adevărat vocația. Corbi au nevoie de un areal mai mare decât cel pe care îl oferea Pietricica și avea nevoie nu de 5 coline câte are Teatra Neamț, ci de 7 câte are Iașul. S-a regăsit acolo, a devenit un nume care s-a impus, l-am urmărit cu toată atenția. Am văzut eforturile sale de a impune o generație. Sigur, când spui a impune o generație, pare tautologic, pentru că o generație se impune prin propriile valori, dar el a fost cel care a, alături de Cărtărescu, e adevărat, a militat pentru postmodernism, a vorbit de generația 80, una dintre cărți se găsește și aici. Și dintr-o dată primesc prin august 2017 o carte, un colet. Și în acest colet, iată ce scria poetul Daniel Corbu, scriitorului de înaltă clasă și originalitate, expresivitate, nu vorbea de el, ci de mine, această carte despre dragoste, singurătate și, până la urmă, asceză. Cu aceeași veche, dar nu învechită prietenie, Daniel Corbu, încă respirând. Deci, cartea era trimisă de la Iași. De altfel, toate dedicațiile pe care le-am de la Daniel erau, respirau, spuneam, undeva prin Europa. Și n-am spus-o încă, deși am vorbit de două ori despre această carte. Januvia mi s-a părut o carte vie, tocmai pentru că respira. Fiind vorba de o insulă,
fluxul și refluxul dădea impresia de plămân care respiră. E atât de vie această imagine, încât, cum să spun, devine reală, nu e metaforă, nu e parabolă, nu e nimic această impresie. Ce este cu această januvie? Mărturisesc, când am văzut cartea, știți că prima lectură este una rapidă. Și, în general, citim precum copiii, adică citim ce știm, nu ceea ce vedem. Și am citit Januarie. Și m-am gândit la celebrele cântece ale lui Morgenstern, care avea un text, cum spune un ștrengar, lunile anului. Januarie, februarie și așa mai departe. Eu m-am văzut că e, de fapt, Januvia. Și atunci am început să meditez ce vrea să fie acest timp. Nu vreau să vă plictisez, dar am găsit vreo 5 sau 6 decodări. Nu mă interesează dacă ele agrează sau nu. E dreptul poetului de a accepta sau a refuza, dar oricum am legat și de Janus, pentru că, până la urmă, cartea este o plonjare în trecut și în viitor, deci Janus Bifrons, singurul zeu roman, cel cu două fețe și care dă numele lunii Ianuarie. Apoi, ia, nu, un ia, care în multe limbi înseamnă, de fapt, da, nu, via, adică pe acolo se trece, pentru că, până la urmă, eu văd insula lui, insula pe care el o numește Januvia, nefiind altceva decât un punct, conform unui mare antic, dați-mi un punct și vă răsturna Universul, dați-mi o insulă și vă voi face fericiți în calitate de cititor sau mult. Este o carte extrem de amară. Este o carte amară pentru că e o carte de dragoste. Și ca orice carte de dragoste uriașă, mare, trebuie să se termine cu moarte. Nu există în istoria lumii, în istoria literaturii, o mare iubire care să nu se sfârșească, să se sfârșească prin moarte. Gândiți-vă la Dante și la Sa Beatrice, gândiți-vă la Petrarca și Laura, gândiți-vă la Shakespeare și Romeo și Julieta și așa mai departe. Deci poate marile iubiri sfârșesc prin moarte. Dar moartea soției sale este una simbolic, chiar dacă într-o altă lectură, la un alt nivel, poate fi un accident și atât. Soție personală. Soția personală. Așa, soția e alături de el, compătimește, tot cu nume de pasăre, Corbu, Filomena, mă rog, suntem așa se întâmplă. E bine, Rosemary sfârșește cu un accident aviat. Numai că suntem forțați, începând cu începutul, să interpretăm, să vedem mituri. Ce mit s-ar lega de această moarte? Evident, biblical, al prăbușirii, al ascensionării și a prăbușirii. Și iată, ca o confirmare, această copertă splendidă, făcută de un, chiar de un zeu al figurii, care este Sabin Bălașa, și care se numește levitație. Până la urmă, această levitație este un zbor suspendat. Dar aici, în acea imagine, găsim Icarul, dar găsim și Androginul, cei doi îndrăgostiți care se contopesc. Pentru că, până la urmă, este o carte aproape unică în literatura română. Mai există Baltag, unde personajul principal nu este Victoria Lipan, ci până la urmă Nechipor Lipan, cred, mare personaj absent. Aici, mare personaj absent este, evident, Rosemary. În același timp, deci, de ce? Pentru că ea generează totul. Datorită ei, el încearcă o experiență extatică, o experiență a ascezei, romanul chiar poate subtitul de romanul ascezei, e o încercare disperată de a se singulariza, de a supraviețui în același timp.
Este o carte despre singurătate, dar o singurătate impusă. S-au făcut două apropieri, adevărate amândouă și false amândouă, și anume că acest roman ne duce obligatoriu spre celebrul roman Robinson Crusoe al lui Daniel Defoe, dar acolo este vorba de un cuceritor și un om care vrea să se întoarcă în societate. Este o expresie a unei Anglii care vrea să fie stăpâna lumii. Este expresia unui om care construiește permanent, a unui tip de Dalit. Aici, chiar dacă construiește Edouard Bazot, construiește pentru a supraviețui. Este un fel de animal marin care vrea să aibă o cochilie unde să se poată refugia. Asta e marea diferență. În rest, eu cred și suspectez pe Adrian, pe Daniel, că până la urmă el a găsit un râu secret care vine pe valea aceea a șerpilor de care vorbește în roman și găsește sticle cu mesaje. Și el nu face altceva, că n-a scris acest roman. El nu a făcut altceva decât să deschidă respectivele sticle și să citească mesajele. Dacă veți vedea structura cărții, fragmentele sunt foarte scurte. Cât să intre într-o asemenea sticlă? Cine este cel care a trimis mesajele de disperare? Tot el. Dar vrea, își dorește foarte mult să fie un tip, să încerce uitarea. Și atunci spune, eu, da, eu am trimis acest mesaj, dar nu știu cine l-a trimis, hai să-l citesc, hai să-l pun în pagină și toată cartea este un asemenea colaj sub aparența unui jurnal. Pentru că este clar, pictorul Edouard Bazot nu este altceva decât Daniel Corbu în ipostaza sa plastică. Ce este foarte interesant, și mai spun doar un lucru, pentru că dacă l-aș epuiza, vă dați seama ce ar mai face ceilalți recenzenți, cum a zis cineva, așa, mai mult vreau să vă spun ceva. Este o carte cu destule capcane. Bineînțeles că Daniel nici pe rum, nici plimbându-se prin plăcări, nu ar recunoaște acest lucru. Dar, dați-mi voie mie, filologul, să fac niște legături. Pentru că așa vreau. Și încerc să vă convinc că se reale. Cine știe pictură, știe că există printre impresioniști doi pictori foarte mari care poartă același prenume, Edouard Manet și Monet. De data asta este vorba de Bazot. Dar ce înseamnă Bazot până la urmă? Aici l-am invitat pe domnul Chirică și ne poate spune foarte bine ce înseamnă Bazonul, cel mai bine dintre noi. Categoric că este legat de un tip de a încerca să surprinzi o realitate, un fel de rama a tablourilor ideale pe care el le face. Pentru că până la urmă, dincolo de albastru, de sângeriu, de culorile dominante din tablourile pictorului, rămân două personaje. Personajul roz marin, întâmplător, așa numite. Ba chiar îl suspectez că a unit rozul cu marinul, cu ultramarinul, cu albastru, pentru a obține acea culoare unică pe care o găsesc și pe copertă. Și al doilea personaj este dragonul. Sincer să fiu, mi se întâmplă foarte rar să mă las păcălit, că de data asta am fost, m-am trezit în lumea lui Mihail Pende și am văzut acel dragon al din... Chiar dacă dragonul lui era mai mult un
un șarpe care se ridica la înălțimea de un metru și care, exact ca în secvențele indiene, se mișca în ritmul muzicii. Și ce era interesant e că uroborosul, șarpele primordial, animalul chtonian și psihopom, de data asta devine un personaj modern care se mișcă pe muzică clasică, pe muzica concertului numărul 1 pentru pian de Tchaikovsky sau pe Tinorosi sau pe alte muzici mult, mult mai noi față de o perioadă. Ei bine, până la urmă mă întreb dacă am intrat în semnificațiile pe care știu eu și Valier Rembrandt ne dă Dragonului, dacă nu cumva există un triunghi, și triunghiul cea mai severă figură geometrică, singura care nu se schimbă, un triunghi care este Daniel Corbu alias Edouard Fazon, apoi Rosmarie și Dragonul. De fapt, o treime care dinamică, de fapt, un unic personaj în trei ipostaze sau iar de data aceasta triforce. Ar fi multe de spus, îl întrebam pe Daniel dacă nu cumva acea cutremurătoare Valea Șerpilor nu vine dintr-un imaginar pe care îl descria Gilbert Dumas în structurile antropologice ale imaginarului, sau, dacă vreți, undeva în Valea Jiului este Valea cu pești. Și când eram copil, ne imaginam plină de pești care se revărsau așa ca în, știu eu, ca în unele tablouri cu aproape bibliu, cu un peisaj biblic. Nu știu dacă... dar asta era impresia pe care o aveam. Până la urmă am această convingere că poeții, fie că se numesc Daniel Corbu sau Ian Marcu, sau cu voia dumneavoastră eu, sunt printre cei mai mari prozatori. Pentru că au simțul cuvântului, știu să lucreze fraza, cadența, vraja, perioadei și așa mai departe, și au dezvoltat ca nimeni alții imaginarul. Și pot aduce multe argumente, fie de prozatori care n-au scăpat și au eșuat sublim în poezie, cum e Sadoganu cu al său Tain, până la urmă o carte de poezii, dar de dragoste, Domnița aleasă iubii mele, sau un Camin Petrescu pe care nu l-ai suspectat că e poet și totuși are un frumos volum de versuri românist pentru Chichicău, iarăși de dragoste, dar sigur, și care are, evident, versurile lui Iara la Dima, sau Ciclu Morții, sau, mă rog, atâtea și atâtea alte lucruri. Deci, conjugându-se fericit, poetul, dacă vreți, omul de cultură, pentru că el topește, e un roman total, dar un roman livresc, de dragoste, social, de atmosferă, romantic, exotic, fantastic. Deci se poate spune absolut orice despre acest roman. Și nu greșești niciodată, pentru că, până la urmă, sunt fațetele unui polietru. Am sentit cu un singur lucru. Chiar numele acesta de Fazon, fie mă duce spre un L pe care îl pierd în copilărie de la blazon, adică de la emblemă, de la pecete, de la cicatrice, de la stemă, sau, din potrivă, atât numele de Fazon are 5 litere, iar 5, se știe, este cifra atmanului, este cifra actului și el vorbește foarte mult în asceza sa de experiențele tibetane, de experiențe yoghine și chiar are un superb poem al lui Buddha, absolut uluitor, obținut din mișloace extraordinare
în care unul devine suprem. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Cioi, profesorul Corbu de Matematică. O să le rugăm acum pe scriitorul Emilian Marcu, care este tot de la Iași, să ne spună câteva dintre considerațiile domnului sale, de romanul pe care astăzi îl lansăm. Vă rog, domnul Marcu. Uitați cum știu. Fața lui e asemenea public numeros și extrem de atent, nu pot să stau decât în picioare, să vă pot îmbrățișa cu privirea, să vă pot spune bine ați venit la această lansare. Aș începe, n-a fi un pic conflictual, așa să o contrazic pe domnișoara director, să spun că eu vin de la Bacău, nu de la Iași. Acum, astăzi, am venit de la Bacău. Da. Dragi prieteni, înainte de a începe, poetul și prozatorul Lucian Stroi, pe care îl prețuiesc în mod cu totul deosebit, ne propunea să vorbim câte 10 minute de fiecare persoană. El a fost generos și a vorbit 25 minute, dar ei, nu e rău. Așa încât a vorbit și din timpul meu, și din timpul Daniel 5 minute, deci nu mai avem mare lucru de spus, glumesc, evident. A vorbit foarte frumos, după aia a introdus în atmosfera acestui roman deosebit, publicat de prietenul nostru, poetul și eseistul, dacă vreți, și teoretician, Daniel Corbu. Păi spune câteva cuvinte, chiar puține, puțin mai analitic decât Lucian Stroichi, nu pentru faptul că el n-a putut să se... El a fost poet și a intrat în atmosfera acestui roman ca poet și a făcut foarte bine pentru că v-a provocat. Eu am să vă spun alte lucruri despre carte și voi începe prin a cita din prefațatorul sau din cuvântătorul înainte al acestui roman. Dați-mi voie să-mi pun ochelare că am început să văd mai puțin. Găsesc necesar să spun că Januvia nu e o carte de aventuri în sensul obișnuit al genului, alcătuită astfel de-a poate să pară cititorului o replică a secolului 21 la Robinson Crusoe, roman scris Daniel Defoe, pe la 1700, cu acțiunea desfășurată acum vreo 350 de ani. O asemănare există și cuvântul au prefațatorului continuu, vă las pe dumneavoastră să descopereți ce spune, voi cita finalul acestui comentariu. Consider cartea de față, pe lângă o lectură captivantă, un manual de asceză cu întoarcere la natură, divinație și un document de întregire a biografiei unui mare artist. Toate bune și frumoase. Hai să vedem ce înseamnă asceză. Sigur că foarte mult dintre dumneavoastră știți, dar pe mine mă obligă să vă reamintesc. Asceză este efortul unor călugări de a atinge adevărata desăvârșire morală, având ca mijloc ajutător pocăința și mortificarea. Modul de viață care exclude excesul sau compromisul. Fără penitență și pioasă, nu e și pioasă, nu există asceză propriu-zisă, fără har, fără dăruire de bine. Acest roman și-a pornit de la a defini ce înseamnă asceză în dicționar, este o lecție de asceză, dar este o asceză intelectuală. Nu întrunește condițiile spuse în dicționar despre ce înseamnă asceză. Fiind o carte librescă, în primul rând, un model de proză obzecistă,
poate că este cel mai bun roman în stilul 80-iștilor, încărcat de trimiteri librești, de trimiteri la diverse genuri de artă, la diverse autori, la diverse manifestări intelectuale, intră perfect în ceea ce se numește proza, ca și poezia generației 80. Există în romanul lui Daniel Corbu, Januvia, acea lene boierească, o lene fanariotă pe care o întreține cu foc intelectual și cu un întreg arsenal nealterat de confort. În pustietatea acelei insule nu se află un Robinson Crusoe, temerar și ascet prin forța naturii, ci un ascet cu totul, cu tot confortul. Un ascet postmodern, chiar dacă acum se poate sta și afară. Citez. Januvia s-a limpezit și mustește de apă, spune el, ca și cum ar vrea să-i arate cititorului că gândurile lui sunt limpezi și mustesc de cultură. Apa, nu-i așa? Chiar cultură înseamnă. În această stare de lene, fanariot, așa cum spuneam, este mult mai ușor să treci peste povestea Contele Saint-Germain sau peste cele trei secole false, încercând ca prin acest mod de ascetism să-ți dublezi sau triplezi durata vieții. În definitiv, să știți că așa cum poetul Lucian Stroite a descoperit că iubirea este șansa de a te salva, eu cred că în romanul lui Daniel Corbu este lupta pentru supraviețuire, pentru dublarea sau triplarea existenței terestre. Trăirea din rememorare, din repovestirea unor fapte și întâmplări auzite sau învățate cu mult înainte de a ajunge pe această insulă, constituie eșafodajul acestui roman. Acțiunea, paradoxal, în acest roman al lui Daniel Corbu, este statică. Chiar dacă Lucian Stroite a descoperit fluxul și refluxul, acel plămân care oxigenează existența umană, totuși, acțiunea, după părerea mea de roman, este una statică. Totul se petrece stând pe fotoliu, stând în grădină, stând și meditând la lume, deci într-o stare de lentoare. Mijloacele de locomoție de la cea mai nouă generație, de cea mai nouă generație, șalupa, elicopter, etc., dar și eoliana, generatoare de curent electric, care îi dă posibilitatea să-i asculte pe Demis Roussos și Nana Muscuri, fac traiul pe această planetă a făgăduinței acceptabil, ca să nu spun de-a dreptul luxos. Într-un anume fel, totul pare ca o ironie a sorții, ca acolo, în adâncimea acelei singurătăți, unde începe calea se aseză, își face o cafea braziliană, prăjită și împachetată în Italia. Se scurge, să savureze un compot cu felii de ananas care să-i acopere un mic dejun copios. Toate aceste trimiteri, cred eu că sunt, așa cum spuneam, mai mult de natură librescă. Romanul este unul ciclic, începe cu pregătirea ajungerii pe acea insulă, dar pregătirea
se produce cu mult înainte. Se descoperă locul, insula, se aduc acolo fel de fel de obiecte, obiecte care vor face posibilă o existență, un trai decent, spun eu. De asta, cumva, sunt ușor nedumerit, ca să nu spun mai mult, de ce se numește romanul asceze. Este o asceză asumată sau există asceză prin predestinare? Dacă există o asceză prin predestinare, sunt convins că nu această formă este de asceză. Ori, repet, la Daniel Corbu, în acest roman, se produce o asceză intelectuală, o asceză de forță, pentru că, având la dispoziție întreg confortul, poți să fii ascet intelectual. Sigur că este voința autorului să vă ofere dumneavoastră această perspectivă de asceză, ceea ce este foarte bine, foarte frumos, să vă provoace, pentru că așa se întâmplă când vorbesc pe Lucian Stoic, trebuie să fac mereu trimitere la ceea ce a spus el. Nu îi să vorbesc eu primul dintr-un motiv simplu, pentru că el n-ar cita niciodată de ceea ce spun eu. Și sigur că m-aș simți un personaj extrem de mărunt. Lasă-o o parte, că nici așa nu sunt un personaj mai. N-am spus un scriitor mare. Se înțelege foarte bine. Dragi prieteni, în definitiv, noi suntem la o lansare a unei cărți, lansare care să vă provoace pe dumneavoastră să veniți cu inima deschisă spre carte. Această lansare are loc în biblioteca din municipiul dumneavoastră. Domnișoara director spunea că noi suntem doi foști bibliotecari. Iată-mă și fost. Nu, vă contrazic. Suntem doi bibliotecari. Te naști cu dragostea de carte și mor cu cartea în brațe. Asta este foarte bine știut. Noi amândoi, ca și domnia sa, am lucrat și lucrăm cu cartea. Nu cred că există scriitor, cu adevărat scriitor, care să nu fie lovit de microbul bibliotecii. Să nu fie lovit de acea ciupercă pe care numai bibliotecarii știu să o elimine de pe coloarele cărților. Să o... Da, șanticare, uite, ce bine. Mai avem șanticare pe lumea asta, că sunt de dispariție. Numai bibliotecarii știu să elimine acea ciupercă ce se instalează în cotorul cărții. Sunt niște tratamente speciale ca dumneavoastră, cititori inveterați, cititori înlăiți, să puteți să citiți fără să aveți probleme, așa cum aveți citind pe laptop sau pe telefon. Pentru că acei microbi din laptop sau din telefon, oricum ar vrea un bibliotecar să îi îndepărteze, nu poate. Așa că sunteți într-un mare pericol. Veniți la biblioteca dumneavoastră, faceți-vă biblioteca acasă, să puteți să ajungeți să citiți foarte multă literatură de bună calitate. Fac o singură confesiune. Sunt posesor, nu numai că am fost bibliotecar, așa este, chiar am și fost bibliotecar. Dar vă fac o confesiune. Sunt posesorul unei biblioteci personale, cam de 7.000 de volume. Multe dintre cărțile pe care le am sunt ale multora dintre scriitori de aici și altor scriitori. Dar vreau să vă spun cum am început să fac, să construiesc biblioteca. Aveam în față două opțiuni. Ca la vârsta de 17 ani să mă apuc de fumat. Și era o tentație la vârsta, era o mare tentație. Sau să cumpăr cărți. Fiind un copil de oameni săraci,
Pentru că n-am fost un copil de oameni bogați, nu aveam posibilitatea să-mi ofer și să cumpăr țigări și să cumpăr cărți. Și atunci a trebuit să renunț la ceva. Și am renunțat la țigări. Dacă am făcut bine, nu știu. Dacă am făcut rău, vă spun sigur că asta chiar nu știu definitiv. Însă după o viață de om, 50 de ani, pot să vă spun că dacă fumam cei 50 de ani, nu aveam nimic decât o boală de plămâni posibil, renunțând la fumat și cumpărând cărți, am o bibliotecă pe care o să o las moștenire celor care vor vrea să citească o carte. Vă mulțumesc că sunteți atât de atenți, că sunteți niște elevi foarte bune, am înțeles, că aveți răbdare să ne ascultați poveștile noastre și că veți veni și la următoare lansări cu aceeași bucurie, pentru că dacă nu veniți aici, nici nu știți ce pierdeți. O să vă... s-ar putea acum să nu dați prea mult preț pe ceea ce punem noi. Dar peste ani vă veți aminti că ați fost la o lansare de carte a poetului și prozatorului Daniel Corbu, ca cel care la final vă va spune și câteva lucruri, vă va oferi și niște cărți, nu știu în ce condiții le va oferi, dar vă veți aminti că ați fost la biblioteca din municipiul Roma și ați asistat la lansarea unei cărți și vă veți da seama că scriitorii nu sunt mai cei morți care sunt pe pereți. Sunt și scriitori vii. Deci sunt oameni ca noi, cu opere mai bune, mai bine realizate, cu opere mai puțin bine realizate, dar sunt oameni vii, ca și dumneavoastră, care se ocupă de ceea ce se numește, într-un cuvânt, carte. Vă mulțumesc, am vorbit cam mult. Da, așa. Vă mărturisesc, îmi place extraordinar mult să vorbesc cu dumneavoastră, dragi elevi, pentru că mă ascultă și părinții dumneavoastră și cei care nu sunt părinți, dar sunt aici prezent. Mulțumesc! Pentru prezentarea tuturor mamei, dar și pentru credoria pentru carte, lectură și bibliotecă. Să îi dau din nou cuvântul domnului Lucian Strohi, care ne-a pregătit o surpriză. Da, de data asta mă ridic și în picioare, ca să vedeți cât de nedreaptă-i lumea. El mă critică și eu acum îl premiez. Ați spus că nu, că dacă eu vorbesc primul, el e obligat să mă citeze, dați-mi voie să-l citesc și eu. Și mai mult să fac două observații. El are, într-adevăr, 7.000 de volume. Vă dați seama cum le-a achiziționat. Jumătate le-a primit de la colegi. Are important. Jumătate a fost bibliotecar. Deci vă dați seama Director, ce înseamnă să împrumuți o carte da. La text, nota e mare. Dar lăsând gluma la o parte, pentru că, iată, întâmplarea face ca cei trei de aici să fie, într-adevăr, personalități complexe, adică poeți, prozatori, critici și așa mai departe. Permiteți-mi ca în această superbă sală și în prezența dumneavoastră să-i ofer lui Iulian Marcu, din partea revistei Lansare, diplomă de excelență de anul 2017, scriitorului. Aveam emoții, da, Iulian Marcu, pentru opera Omnia. Felicitări, la mai mare nu pot să spun. Ca să citesc din clasici, voi spune, mulțumesc, din inimă este realmente o mare surpriză.
surpriză. Mă emoționează faptul că primesc această diplomă. Nu știu dacă am cele mai multe merite în a primi diploma de excelență opera omia. Eu mă consider foarte tânăr și încă mai am de construit la opera mea. Sper că peste 30 de ani, 40, poet, prozatorul și eseistul, comentatorul de artă, Lucian Stoic, să-mi ofere cu adevărat premiul Opera Omnia. La directoarea biblioteca domnului m-am pus să fie donată bibliotecii municipale de Roman. Să le dau acum cuvântul domnului Dan Vitiu, consilierul cultural al Societății Culturale în Căpsidra, să ne spună câteva considerații despre sumanul lăsat astfel, vă rog. Și nu numai. Într-adevăr, antevorbitorii mei au avut ce spun. Dar ceea ce vreau să spun, n-au reușit să scoată în evidență. Și mă refer la faptul că Daniel Corbu, poetul, dirijorul versurilor, spontan a devenit și scriitor. Prin Januvia, acea plantă care crește în spontan, în floră spontan și mai ales este foarte rară, se găsește numai în Tibet. Ca Ilan Milanu și renumitul ginseng, dar este mult mai rar decât ginsengul. Mari căutători, medici în medicina diabetică sau a glicemiei, a reușit să facă un medicament care i-a dat denumirea Januvia. Insula pe care Daniel pleacă este insula intimității sale, a trăirii sale. L-am înțeles perfect, pentru că marea majoritate a oamenilor în eul lor își caută o insulă. Asceții care caută și fug de civilizație cât mai departe, în vârful munților, în anumite zone aride, doar civilizația să nu dea peste ei și totuși nu scapă de această civilizație. Așa și Daniel și-a dorit în Januvia insula lui de libertate, unde să fie el atotputernicul, să-și invite ce? Prietenii. Și aici încep să divag eu. Prietenia, plecând de la Carl Jung, Gustav Jung, care spune, citez, cel care n-a simțit niciodată varme cu unii prieteni, sincere și dezinteresate, nu cunoaște toată fericirea pe care un om o poate primi de la alt om. Iar Petre Zuțea, referitor la prietenie, îmi spunea, când eram și eu la deoseamnă cu voi, dragi elevi, prietenie este mai presus de bani interes. La atunci nu l-am înțeles, după aceea m-am dat seama cât adevăr există în acest lucru. Prietenia este raportul cel mai deschis între persoane. De ce spun prietenie? Am reușit să-i cunosc prietenia lui Daniel prin prieten cu Cezar Ivănescu, cu Emilian Marcu, cu Grigore Vieru, cu Nicolae Davija, cu Petru, cu Mihai Cimpoi, academician, cu foarte, foarte mulți poeți și scriitori. Și m-am bucurat în clipa în care am ajuns și eu
în arealul și în insula lui, în acea insulă pe care el o prezintă în acest roman fantastic. Există constructorul acum de cuvinte pe care Daniel Corbu reușește cu atâta prestanță, cu atâta forță, deși sufletul lui este de o tipicitate rar întâlnită. Dacă greșesc, mă va trage de ușă, dar eu sunt fel convins că nu greșesc. Această timiditate îi dă totuși forța să scoată ceas de ceas în versurile pe care el le compune, dar și veți vedea în carte, de acolo la latitudinea dumneavoastră, să vedeți câtă fermitate și câtă tărie de caracter există. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Galetiu! Și dăm cuvântul acum autorului să ne spună povestea cărții. De ce Januvia? Domnilor, domnișoarelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că mă simt bine. Mă simt bine aici, nu numai datorită vorbelor prietenilor, dar și pentru că e o atmosferă deosebită, am privit vitraliile, am privit toată biblioteca, în fapt am vizitat-o când am venit, nu văzusem așa restaurată, clădire minunată și un personal deosebit, le dorim foarte, foarte mulți cititori. Asta este o problemă a actualității noastre românești, dar universală. Dragi prieteni, am venit cu bucurie aici, la Roma. Am mai făcut o lansare la Roma. În 1984, când ne apărea prima carte, Intrarea în scenă, era la Roma în Vodă, acolo în liceu, la sala de festivități. A fost un moment deosebit și numai că mi-a fost surpriza când, acum câțiva ani, la o manifestare culturală la Iași, sunt câte 6 zile, o doamnă m-a tras de mânecă, spunându-mi că mă cunoaște de la o lansare la Roma, că ea este din Roma, era profesoră la Carabete Brăileanu și zice de la dumneavoastră, deci am învățat atunci ceva. Zic, ce doamnă ați învățat? Eu, doamnă, na, era liceană în 1984 și ce? Ați spus așa, nu erau cuvintele dumneavoastră, ați citat din Constantin Noica și ați spus, ne-ați îndrumat la lectură și nu la orice lectură, zice, mergeți pe bulevardele culturii și nu pe uliță lăturalnice. Ceea ce m-a impresionat foarte mult. Deci să țin minte niște cuvinte, chiar de la lansări așa, fulgurante, trecătoare. Ce să spun? Mulțumesc prietenilor deosebiți. Mulțumesc prietenilor care m-au invitat, în special Romașcanului dumneavoastră, Dan Dimitriu, care are așa un suflet cât un aeroport. Și nu întâmplător a vorbit de prietenie, pentru că el o cultivă. Mulțumesc, doamne directoare, și acum despre Januvia. Sigur, eu, așa cum am și spus într-o emisiune făcută acum 2 ore, împreună cu provocată de Lucian Stroci,
Sunt un, mă consider un poet de blestem, așa, unul care rima pe Valea Ozanei, acolo unde s-a născut, născut la Târgu Neamț, la 60 de metri de Casa Veronica de Micle, acum mulți ani. Totul se pierde în negura vremurilor, cum ar spune juriniștii. Și, dar timpul trece, anii trec, ne putem opri nimic. Și acolo am început a vorbi în rime de când aveam 5 ani. Așa că eu, precum vechii greci, cred în destin, cred că totul a fost scris undeva și voi muri tot cu credința că trebuia să trăiesc în metaforă, în cuvântul civilizator și așa se întâmplă. Sigur că Januvia, ca și cele peste 30 de povestiri pe care le-am scris, sunt la 2-3 pași dincolo de structura lirică, de structura poemului. Dar câteodată trebuie să te duci la o altă expresie pentru a spune ce vrei. Januvia, sigur că și titlul a apărut acum câteva luni, s-au scris peste 10 cronici deja, am văzut că a început să fie tradusă la Paris, la New York, o să apară, sperăm să aibă o sartă bună Januvia. Și interpretările au fost, într-adevăr, Lucian Stroic zicea, bine, un critic a pornit de la Ianus, mă rog, alții au interpretat, alții au ghicit, au căutat în dicționar și eu cum am căpătat în timp, plimbându-mă pe subtei de la Copou, care-s dulce așa, am căpătat un diabet de tip B, am început să mă îngrijesc și cu Januvia, recomandat de un doctor. Și de aici a pornit faptul. Nu mi-au prea priit medicamentele alea, e mai bun regim decât medicamentele alea. Dragi prieteni, pe scurt, structura romană este total diferită de la poemuri, vă spun mai mult pentru copii și trebuie să meditez îndelung la scrierea, înainte de a te apăsa de scrierea unui roman. Trebuie, în primul rând, să știi locul acțiunii. Iată, la mine s-a întâmplat să fie o insulă în Pacific, o insulă pustie, mică, 500 de metri lungime și 200 lățime, cu tot ce implică asta, cu intemperii, cu furtuni, veți citi în această carte. Ce-i drept, e foarte greu de lansat o carte dacă lumea n-a citit-o, părinte. Dar sper să plece acasă cu mai multă lume cu cartea și să o citească. E un pictor cu rădăcini, e vorba de un pictor cu rădăcini aici, în Carpați, deci român la origine, școlit la Paris, Barbizon, devenit celebru în Paris, apoi în America, pe expoziții, de genet, și până la urmă a ajuns la Melbourne, așa, printr-un complex de împrejurări, împreună cu soția lui Rosemary, dar după moartea soției începe această asceză, pentru care era pregătit de la niște cursuri pariziene, de la un centru parizian de recuperare și dezvoltare individuală, făcut de niște călugări tibetani. De aici se pornește, o să vedeți că romanul vorbește de toate religiile, dar ajunge la cea mai democrată, la budism.
pe care culmea am îmbrățișat-o și Eminescu. În 1887, când a venit Eminescu de la București, la Ieșeni și apoi a fost, mă rog, internat la Mănăstirea Neamțului, nu spuneam mare lucru la prietenii juni miști. Între finale dădeam mâna și spuneam, eu sunt budist, eu sunt budist, eu sunt budist. Nu prea înțelegeau acei prieteni. Atunci a scris și Jehova, poemul Jehova și alte poeme, de recunoscut că vin din cultura indiană. S-a întâmplat de și a scris această carte, nu știu, chiar nu știu de unde doamna directoare avea informația că am scris-o în special acolo, societatea Neamțului. Și dar a venit timpul să o scriu și am scris-o. Pentru asta, spre sfârșitul cărții, sunt păstrate niște fișe așa ale pictorului, găsite în catastiful mare, așa, mare, între a 3 și a 4, în care sunt notațiile de aici, în parte, și puse la un editor de nepotul Tobi. Nepotul Tobi, devenit și impresar al pictorului, a avut o fată, Rosemary, o micuță Rosemary, la care iată o mărturisire, care se potrivește și cu scrierea acestui roman. De ce am scris acest roman? Și spune așa, Edward Bazon, personajul meu. Aș vrea să spun, micuță Rosemary, o poveste pe care mi-a spus-o Borges, care o știa de la Ahmed Tortuki, care a aflat-o de la un înțelept israelit. Un profet trecea pe lângă un lac întins. O pasăre aflată în apropiere îi spuse, profet al Domnului, ai mai văzut vreodată în toată viața ta un om atât de nerod ca cel ce a întins lațul acesta spre a mă prinde pe mine și l-a pus drept în văzul meu? Profetul se îndepărta. La întoarcere găsit pasărea prinsă în laț. Cum asta, exclamă? De ce îmi spunea, dar ce îmi spunea dumneavoastră? Domnule profet, răspunse pasărea, când clipa cea scrisă sosește, nu mai avem nici ochi și nici urechi. Cei care au citit, într-adevăr, am primit, soția mea, Filomena, este aici, telefoane și la 3 noaptea, zice, domnule, în clipa asta am terminat, zice, domnule, mai exact la ce? Ce înseamnă? Și cu roman, ce ne-ai făcut? Bun, asta era Liviu Astoiciu la un moment dat, mă rog, dintre scriitorii noștri. Și pentru că vreau să vă spun că am scris Januvia, un roman mult mai deștept decât mine. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Daniel Corbu. Am invitat astăzi alături de noi elevii seminarului Liceului Teologic Episcop Melchisedec. Ei au venit însoțiți de doamnele profesori Elena Leliceanu și Gabriela Tizu. Doamna Elena Leliceanu a primit romanul în timp înainte, a reușit să citească parțial, a împărtășit copiilor impresiile citite și în acest moment cineva vrea să ne vorbească. Mai exact cine? Care din voi? Să
așa, ca de știu, nu? Microfonul merge. Vorbesc cu procurorul Ioana, Elena, și vă citesc un fragment din romanul Carte Januvia. Nu terminasem de băut ceaiul, când din salon am zărit o înălțare de păsări. Ieșit afară, mi-a fost dat să văd spectacolul. Li se dăduse păsărilor semnalul, deșteptarea, sfârșitul odihnei, în infinite coruri, un fel de muzică apocaliptică, se ridicase la 20 de metri deasupra insulei, se strigau, făcând parcă un regisământ. Un nor de păsări, vreo 5 minute, au făcut zborul pe ocoluri deasupra Januviei. Într-un amar figur gruit, pe urmă, marele său s-a îndreptat spre nord, luminat de primele raze de soare. Îmi era o mare enigmă faptul că dimineața, înainte de sosirea stolului, de turturele, desenasem câteva zeci de păsări, egrete, mai ales uștiuci, dar mai ales sunele ciudate, necunoscute. Să fi fost o previziune, așa cum am avut în multe momente din tinerețe până azi, am avut gândul să fac o plimbare de imbecilitate curativă, cum îmi plăcea să spun plimbărilor mele, fără de țintă pe Brena, când locuiam în Montmartre, o plimbare până la debarcader, dar când am aruncat o privire în spate, spre a vedea dacă n-am lăsat ușa deschisă, l-am zărit pe Persfal, marele dragon, venind din vale spre pavilion. M-am întors, n-am decis să ascund faptul că m-am prins frica, o frică urâtă, cu care m-am luptat și altă dată, dar care mă viruia. Când am ajuns în cadrul ușii, marele șarpe era deja pe terastament, la 10 metri pe pavilion. S-a oprit privindu-mă țintă, ridicat cu partea din față, mai bine de un metru de la pământ. Am deschis instinctual ușa, pe urmă am făcut doi pași în față. Ce faci, Percival? I-am zis. Ați terminat banchetul, marele vestit? Gesticulam teatral ca pe o scenă. Ați onorat cum se cuvine stolul de păsări? După o pauză făcută special de mine, el își începu șuieratul, agitând aerul cu limba desficată. Ce-mi tot vorbești în șerpeasca ta? M-am trezit tărătând iar. Ce-mi tot vorbești, mărite Percival, că poporul tău insular a hăpăit vreo mie de păsări și acum își face digestia pe strânci? Tu ce spui? Ai instinct de fiară și ai avut legendar de Percival, stăpân de loc și de drept al Januviei? Am intrat în pavilion, am pornit ritmul meu preferat cu muzică, am dat cursorul la maxim. Am ieșit afară, boxele fixate sus, pe peretele pavilionului, sub streacină, își făceau datoria. Pe ritmul piesei, Dunărea albastră, de John Strauss, Percival a început legănarea capului. Mă impresiona și mă închiora ca brajul său, înălțarea părții din față, la cam un metru înălțime. Pe urmă, legănarea și ochii deveniți languroși. Așa, mi-am spus, dansează, rege Percival, profită de muzică. Sunt mari opere muzicale pe care ți le ofer, pentru că știi să asculți, așa mi se pare, misteriosule, fiară melancolică ce ești. Mulțumim, iată o operă de limba română. Și eu să încheiem cu rugăciunea cititorului, și anume, dimineața, în fața mesei pline de cărți, te rugăm pe tine, Dumnezeu Cărturarea, fome noastră de lectură, de nouă și astăzi. Vă mulțumesc că, în ciuda vremii potrivnice, ați ales să fiți astăzi alături de noi. Mulțumesc! Mulțumim de această cale și doamne Maria Zalatu, care a contribuit la sponsorizarea acestui institut. Mulțumesc!